În următorii 6 ani, autoritățile vor să reducă numărul bolilor provocate de alimentația incorrectă. Măsurile necesare pentru atingerea acestui scop sunt prevăzute în proiectul Programului Național în domeniul alimentației și nutriției pentru anii 2014-2020. Documentul prevede instituirea până în 2016 administrării în domeniul sănătății nutriționale. De asemenea, în 80% din instituțiile de învățământ și 70% din spitale va fi creat un mediu favorabil promovării alimentației sănătoase. Documentul conține și recomandări privind reducerea consumului de grăsimi, zahăr și sare. Datele Ministerului Sănătății arată că 6% dintre copiii cu vârsta de până la 5 ani suferă de retard statutar. Unul din 3 copii suferă de deficiență de iod, iar fiecare al 5-lea de anemie. Situația este alarmantă și în cazul adulților. Statisticile oficiale arată că 40% dintre femeile gravide sunt anemice, iar jumătate din populația adultă este supraponderală sau obeză. Locuitorii din satul Molești vor avea drumuri bune. Lucrările de reabilitare a drumului au început în luna iunie. Până acum a fost reparată o porțiune de 1300 de metri de drum, pentru care s-au cheltuit 6.200.000 de lei. Banii au fost alocați din fondul rutier. Potrivit primarului Mihai Catan, ar mai fi nevoie de reabilitarea încă 6 km de drum pentru a face conexiunea cu satul Costești. El speră că timp de 2 ani va obține suma necesară din fondul rutier și de la Consiliul Raional pentru lucrările de reparație. S-a finisat prima porțiune care a fost făcută concursul pentru 7 milioane și 6.200. Am mai rămas să fac întrebări care sunt pe drumurile auxiliare. Am încheiat contractul zilei astea, marți sau marți trecută sau joi, încă 2 milioane care vor merge mai departe. În proiectul de reabilitare a drumului de la Molești s-au fost incluse și amenajarea trotuarelor și iluminatul stradal. Se vede că e un sat de gospodare. Noi toți avem probleme, noi toți avem motive să nu fim mulțumiți, dar atunci când omul e motivat, are voință, pentru că comunitatea este la fel de combativă, atunci vezi că satul se transformă în altceva. Nu prea am văzut în Moldova, din păcate, prea multe localități cu astfel de iluminare, cu astfel de trotuare, deja drumul, ceea ce este deocamdată, de până la am ajuns aici, de la marginea satului, deja e foarte frumos. Sigur că deduc, înțeleg că aveți acces la apă și apă de calitate, ceea ce este foarte important pentru sănătatea dumneavoastră, a copiilor, a oamenilor în vârstă. În acest an, din fondul rutier au fost alocați în premieră bani pentru repararea drumurilor intravilane. Este vorba despre 390,13 milioane de lei pentru a reabilita căile de acces spre școli, grădinițe, instituțiile medicale și primăriile din peste 700 de localități. Prim-ministrul Iurie Leancă a participat la conferința anuală a pedagogilor din municipiul Chișinău, în cadrul căreia a vorbit despre măsurile luate de guvern pentru a spori calitatea studiilor și a consolida rolul pedagogilor în acest proces. Calitatea educației și creșterea calității educației în beneficiul copiilor și tinerilor noștri este cea mai importantă și sigură cale de a mișca țara înainte și de a edifica un viitor european. Potrivit premierului, noul cod al educației reprezintă o abordare modernă, având ca scop îmbunătățirea calității studiilor în toate instituțiile de învățământ, iar noua metodologie de finanțare în bază de cost standard per elev permite școlilor să investească în modernizare. În discursul său, șeful executivului a amintit că pe parcursul anului curent au fost renovate 27 de grădinițe, iar 896 de instituții preșcolare au fost dotate cu materiale didactice. În plus, grantul în valoare de 20 de milioane de euro oferit de Guvernul României va permite autorităților să
investească în continuare în instituțiile preșcolare. Premierul a menționat totodată că are loc și modernizarea și renovarea instituțiilor de învățământ secundar general. Astfel, în următorii 4 ani vor fi renovate circa 90 de instituții, iar lucrările de construcție pentru primele 5 dintre ele vor începe până la sfârșitul lui 2014. Tot în anul curent vor fi operate creșteri în valoare de circa 20% a salariilor angajaților din domeniul educației. În primul semestru al acestui an, volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitatea principală de comerț cu amănuntul s-a majorat cu 3,5% față de perioada corespunzătoare din anul precedent, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. De asemenea, în primul semestru, volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitatea principală de servicii de piață prestată populației s-a majorat cu 8,5% comparativ cu perioada similară din anul 2013. Totodată, datele statistice arată că în semestrul întâi, valoarea cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitatea principală de comerț cu ridicatea și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor s-a majorat cu 22,6%, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2013. În plină criză și cu riscul să rămână cu roada în panere, majoritatea producătorilor de mere și prune din nordul țării refuză să-și vândă fructele la fabricile din țară. Asta, deși guvernul a anunțat că este gata să le compenseze diferența dintre prețul de cost și cel de achiziție. Nici jumătate din totalul fabricilor din țară nu și-au atins capacitatea maximă de procesare. Sâmbătă, nordul țării va avea loc o ședință comună cu producătorii agricoli și reprezentanții Ministerului Agriculturii pentru a discuta problema. Săptămâna trecută, guvernul a aprobat alocarea 143 de milioane de lei pentru compensarea pierderilor suportate de fermieri în urma embargoului rusesc. Cei mai buni 77 de elevi și studenți din țară vor primi bursă de merit. Astfel, 12 studenți vor primi bursa Republicii în valoare de 1320 de lei. Bursa guvernului de 1100 de lei va fi acordată altor 30 de studenți. Bursa președintelui va fi oferită pentru 15 tineri, dintre care 10 studenți vor primi bursa câte 1200 de lei, iar 5 câte 930 de lei. Câte 800 de lei vor primi 20 de elevi care vor fi premiați cu bursa Gaudeamus. Pentru a primi o bursă de merit, candidații trebuie să obțină la sesiunea de vară din anul de studii 2014-2015 o medie mai mare de 9 puncte. De asemenea, trebuie prezentate activitățile educaționale, culturale, sportive, curriculum vitae, activitatea științifică, publicațiile și scrisorile de recomandare. Guvernul va aloca în acest sens peste 80.000 de lei din bugetul de stat. Inspectoratul General al Poliției atrage atenția asupra faptului că a fost atestată o situație îngrijorătoare privind incidentele comise cu participarea copiilor. Astfel, pe parcursul a 24 de ore au fost înregistrate 9 cazuri în care au avut de suferit copiii. Dintre ei, 2 au căzut de la etaj, unul s-a necat, iar altul a fost lovit de o motocicletă. Inspectoratul General al Poliției constată că principalele cauze care duc la asemenea tragedii sunt neglijarea de către părinții obligațiilor legale, lipsa de supraveghere permanentă a copiilor, lipsa de comunicare între părinți și copii, iar consecințele pot fi diverse: vătămarea integrității corporale sau a sănătății, traumatizarea copiilor, victimizarea lor și decesul. Inspectoratul General al Poliției vine cu un apel către părinți și reprezentanții legali și tutela sau curatela să manifeste mai multă responsabilitate referitor la respectarea și exercitarea obligațiilor de întreținere, educație și supraveghere a copiilor. Totodată recomandă sporirea vigilenței din partea părinților asupra copiilor pentru a-i proteja de pericole, accidente rutiere, cazuri de incendiu în necuri, electrocutări. Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale desfășoară competiții între echipele Serviciului de Protecție împotriva gazelor și fumului. Competițiile sunt partea campionatului în memoria salvatorilor și pompierilor căzuți la datorie, eveniment care urmează să aibă loc în toamnă. Probele la care s-au întrecut participanții au fost cele de căutare și salvarea sinistratului din subsolul cu fum și de salvarea sinistratului de la etaj cu ajutorul scării cu lisabele și funii de salvare. Câștigătorii au fost premiați cu cupe și cadouri, înmânate fiind de către șeful adjunct al Direcției Salvatori și pompieri, colonelul Alexei Lavrinenko. Competițiile echipelor Serviciului de Protecție împotriva gazelor și fumului au loc în fiecare an, dezvoltând spiritul de echipă și capacitatea de performanță.
În primele 6 luni ale anului, producția industrială în regiunea transnistreană a sporit cu 56,8% față de aceeași perioadă anului precedent. Această evoluție s-a datorat creșterii spectaculoase a producției metalurgice, care a crescut de 122 de ori, arată un studiu al Expert Group. Alte subsectoare care au crescut semnificativ sunt industria materialelor de construcție și industria lemnului. Comerțul intern însă este în stagnare și în ianuarie-iunie curent a avansat doar cu 0,1%. Această evoluție este cauzată de reducerea comerțului cu amănuntul, în timp ce serviciile prestate populației au înregistrat o creștere relativ constantă. La 24 august la Cimișlia va avea loc a doua ediție a Festivalului Strugurelui de Masă, la care sunt așteptați toți producătorii de struguri din Republica Moldova. Scopul festivalului este de a populariza producerea și consumul strugurilor de masă. Scopul acestui festival așa și este, pentru ca producătorii de struguri să poată realiza producția respectivă. Și nu numai, deci era una din principalul scop al festivalului era ca pe piața autohtonă, cât și pe piața externă. Deoarece este acest embargo, noi sperăm că antreprenorilor noștri, magazinile noastre, vor vedea această bunătate, această frumusețe a strugurilor și cred că producătorii vor beneficia de acest festival și va fi realizat marfa pe piața noastră autohtonă. În cadrul festivalului vor fi organizate concursuri pentru cel mai delicios strugure și strugurile gigant. Totodată vor fi amenajate și expoziții de artizanat a meșterilor populari. Vizitatorii festivalului vor avea posibilitate nu doar să admire, dar și să procure din cele expuse. Aici vor fi oaspeți. Veți avea și de peste hotare? Ne vor onora cu prezența, cred că, prim-ministru, dar ce este legat de peste hotare, neapărat vor fi prietenii noștri care suntem înfrățați din Polonia, din Belorusia, din România. Chiar și au acceptat unele ambasade, la moment avem de acum acceptul dânșilor că vor participa ambasadorii, dar în cel mai rău caz reprezentanții de la ambasade la acest festival. Festivalul Strugurelui de Masă este organizat de către Consiliul Raional Cimișlia, Ministerul Agriculturii și Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Struguri din Republica Moldova.